și proconsul ne-au adus arunci cu umbră. Salutare! Bine ați venit! Haideți să ne întregim aici la Hello! Neața! A venit pe pupa direct. Pentru noi dimineața. Eu țin cont că mă cunoaștem de foarte mult. Deci noi ne cunoaștem de ceva timp, dar cu Diana mă cunosc de foarte mult timp. Da. Pentru că Diana a promovat Proconsul când era vigeiță. Am venit cu nou nostru album Proconsul. La tine, bun și simplu. Ia, dă-te la analiză, eu până la ascult tu. Uite, mi l-a și luat. Proconsul bun și simplu. Luați-l loc, vă rog frumos. Îl dau și de împrumut, dacă e. Udi, treci pe aici. Best of One, volumul 2. Ce găsim aici? Ia să vedem pe care. Și piesa asta, nu pe album. Da. Da. Ai așa, dă mai departe. Mi-ai luat inima, știi, mi-ai luat inima? Mi-ai luat inima și ai plecat. Bun, acolo unde știi, o știi? Da, am zis, ce? Acolo. Am trecut la alta, de la Ruș, de la Ruș. De la Ruș vine ploaia. Dor de tine, înger pentru o zi, Barosanu. Fără tine, din tot ce a rămas, arunci cu umbră. Cu Francesca și Udi, este a 10-a piesă de pe albumul acesta. Adică e piesă de 10. Da. E o piesă de 10. E o piesă manifest, din ce înțeleg. E o piesă manifest pentru care au făcut ceva vâlvă cei de la Ministerul de Interne și au dorit foarte tare să, să o achiziționeze pentru, pentru lansarea unei campanii antiviolență domestică. Ce tare! Pe genul, dacă îți iubești soția, iubește-o, nu bate. Și dacă ai luat-o de soție, exact asta fă. Și invers, dacă îți iubești soțul, arată-i că îl iubești. Vă spune mai multe, Francisca. Spune Francisca. Uite, Diana, vezi? Ai aici doi foști concurenți X-Factor. Da. Bam, care au ajuns să câte cu Proconsul. De unde v-ați găsit în formula asta? Păi, piesa asta a fost așa un proiect de suflet așa. Și mi-am dorit foarte, foarte mult să o cânt alături de niște oameni pe care îi admir foarte mult, niște artiști pe care eu îi admir foarte mult, pe care îi consider talentați. Eu sunt fan Proconsul încă de mică și chestia asta se poate verifica la mine oricând. Și cu Udi am legat, pe lângă faptul că este, după părerea mea, cel mai bun ragaman din România, după părerea mea, deci nu vreau, sunt poate și... Nu sunt subiectivă, domnule, sunt realist, asta e, asta e adevărul. Poate să fii și subiectivă. Zi-mi, Udi, cum îți place colaborarea asta? Păi, eu mă simt onorat, am o deosebită plăcere să lucrez cu asemenea artiști. Și spunea și de această campanie a Ministerului de Interne, am înțeles că acum câteva zile au înțeles greșit mesajul nostru. Au înțeles foarte greșit. Prima bătaie legală în România, am înțeles. Felicitări celor care s-au gândit la chestia asta. Știu că ne-au... Europa oriunde, dacă ai țipa la o femeie, s-ar putea că o să faci minim 48 de ore ca să înțelegi cât de grav e chestia asta. Doamne ajută și în România să... Bine, oricum la noi cumva era mai grav, e, oricum se întâmpla lucrul acesta, dar mai grav este faptul că au legalizat, adică au dus mai departe. Asta să vorbim noi de ale noastre mai bine. Zi-mi, Bodo, te rog, ce face Proconsul în perioada imediat următoare. Mă face bine, după ce am avut o cântare la Hard Rock Cafe împreună cu acești domni, doamne, domnișoare, aici de față, care a ieșit super tare și m-am minunat că îi spuneau că-s fan Proconsul. Asta se poate spune acum pe post, dar să știi că Francisca a venit la noi la studio, a văzut un playlist de concert undeva pe masă și a zis, pasta o știu, pasta o știu, pasta o știu, pasta și pasta și pasta. Poți? Da. Sigur? Da. Te-a pus să cânti ceva de aici și a zis orice. Și mi-am permis să o pun puțin în încurcătură, pentru că, după cum bine știți, cânte cu cerul nu e un cântec tare ușor. Și zic, cânti cerul cu mine și a zis, mă bag sigur că da. S-a băgat instantaneu la cerul. Am plâns pe scenă, deci m-au luat, a fost wow. Iar Udi a zis, eu când la prima, orice, bă, vă dau acordurile și cântăm, reggae direct. Și s-a întâmplat un No Man No Cry la Hard Rock Cafe, incredibil. Incredibil, ți-o spun direct, toată super tare. Era... Deci s-a simțit forța, o super forță, a ridicat toată sala în picioare, sala full și la mai mi-am multe dat seama, mi-am dat seama că are cine să vină în urma noastră, din spatele nostru. Foarte tare, felicitări, băieți. Ai avut o petrecere în weekend, Bodo, nu? Am o petrecere. Am o petrecere. La mulți ani. Fiul meu cel mic a făcut 5 ani să rămână. Mersi frumos, mulțumesc. La fel și am avut un party senzațional cu ponei la țară, cu cai, cu tare de tot. S-au ai cântat foarte la party? Am cântat. Ai mulți ani trăiască, bineînțeles. Să cântăm. Aia trebuia. Bă, trebuie să cântăm. Chiar voiam să vă anunț că ne dorim tare mult să... Ne-am dorit tare mult să facem un spectacol aici la București Mare, dar pentru că cheamă întotdeauna la început de sezon Marea, am hotărât pe 26 mai să-l facem la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Constanța. Da. Dacă cerul ar putea, la Constanța vom chema toți prietenii din zonă, ori să vină și din București, cu siguranță. 26 mai, ai zis, 26 mai. 26 mai ne găsim la Constanța. Francesca,